Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. O întâmplare uluitoare a părintelui Arsenie în Sfântul Munte. În primăvara anului 1939, mitropolitul Nicolae Bălan, ascultând dorința lor de a deveni monahi, i-a trimis în Sfântul Munte Athos pe tinerii diaconi, Zian, Arsenie Boca și Serafim Popescu, ca să deprindă călugăria de acolo, după cum spunea mai târziu părintele Arsenie. Cei doi părinți s-au așezat la chilia românească Sfântul Ipatie, de lângă mănăstirea Vatoped. Părintele Serafim avea să stea pentru 6 luni în Sfântul Munte. În acest timp a fost povățuit de părintele Antipa Dinescu de la schitul Prodromu. În cele 3 luni petrecute în muntele Athos, a avut parte de o experiență duhovnicească formatoare pentru viața de călugăr, pentru care optase încă din anii studenției de la Sibiu. În acest răstimp, părintele Arsenie a lucrat la treptele ce coboară spre peștera Sfântului Atanasie Atonitul din apropierea schitului românesc Prodromu. Drept răsplată, a primit binecuvântarea de a copia Filocalia de la Prodromu. Părintele Arsenie a încredințat aceste manuscrise părintelui Dumitru Stăniloae, care le-a tradus și publicat ceva mai târziu la Sibiu, sub forma primelor 4 volume ale Filocaliei românești. Despre experiența trăită în Sfântul Munte, părintele Arsenie a mărturisit într-o scrisoare trimisă unui călugăr: dacă însă prețuiți grădina Maicii Domnului mai mult decât orice altă ocrotire, mai răbdați puțin pe loc și rămâneți în Sfântul Munte, că eu, unul, în locul vostru, n-aș ieși de acolo. Îmi cam pare rău că n-am rămas și eu acolo. Între manuscrisele părintelui Arsenie Boca a fost găsită și dezvăluirea mult așteptată a unei întâmplări minunate din perioada petrecută la mănăstirile din Athos, care redă cu scrisul părintelui și în stilul său inconfundabil unele din nevoințele și trăirile sale inedite din acele locuri sfinte. Facem mențiunea că această povestire a fost publicată și în cartea Catisme Atonite, însă datorită valorii inestimabile a conținutului său duhovnicesc de taină, o tipărim și în această lucrare. În Sfântul Munte, părintele a lucrat atât la chilia Sfântului Ipatie, unde a curățat cartea și a rânduit grădina, împreună cu părintele Dometie Trihenia, preoțit din 1937, cât și la schitul Prodromul, unde a lucrat la treptele de pe drumul îngust care coboară la peștera Sfântului Atanasie, loc despre care se vorbește și în povestirea părintelui redată mai jos. Treptele Sfântului Atanasie Atonitul. Lucram de câteva zile să reconstruim treptele care coboară dinspre schitul Prodromul la peștera Sfântului Atanasie. Peștera se afla aproape în buza mării, la vreo 50 de trepte deasupra ei. Foloseam materialul existent chiar de acolo, bucăți de rocă, destul de tare, și pe care o fasonam cu daltă și cu barosul. Lucram cu porfirie și dometie de la chilia Sfântul Ipatie, dar primisem ascultarea de la părintele Arsenie Mandrea, starețul Prodromului. Pentru mine era un fel de plată sau troc că mi se îngăduie să copiez din biblioteca bogată în manuscrise pe părinții Filocaliei. Era o misiune pe care am primit-o de la vlădica Nicolae Bălan și de la părintele profesor Dumitru Stăniloae. Trebuia să facem muncă de ocunași. Spărgeam și fasonam dalele de piatră, apoi le trăgeam cum puteam de la vale la deal. Mai foloseam bâte rotunde din lemn de castan și niște capete de funii, ce miroseau a mare, a alge și a pește. Mi-era o sete și o foame. Gura mi-era năclăită și amară, soarele ne bătea, dar nu ne prea încălzea în timpul ce greu se desprimăvăra de început de aprilie. Mă gândeam la sfinții de pe muntele Sinai, care și ei au cărări întrepte pe drumul spre piscul muntelui, unde Moise a primit tablele legii Tora. Încercam să-mi aduc aminte din liceu câte trepte erau pe muntele Sinai. Aici aveam de lucrat vreo 300. Porfirie, care era mai solid ca mine, îmi strigă în ureche: pune mâna, Ziane, că-mi rupe bolovanul laba piciorului. Tu, Dometie, ce faci? Te-o bătut soarele în cap?
Ține cu forță! M-am trezit și mi-am opintit mușchii din toate puterile. Greu canon aveam. Canonul nu e greu dacă te ajută Maica Domnului, Panaghia, Doamna și Stăpâna Muntelui Sfânt. Dometie începu să cânte, Acțiune stin, vrednică ești, un fel de Ave Maria. Și cu rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și a Sfântului Atanasie Atohnitul, care și el a murit când s-a dărâmat schela și a căzut bolta în cap, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoși. Prinde bine, Ziane, că de seară mâncăm o ciorbă de rădăcini îndulcită cu miere din butoiul fratelui Gavril, dacă ne facem treaba. Amin, rosti sec Porfirie. Dometie, tu vrei să fii al doilea cucuzel pe Sfântul Munte? Dacă vrei să te îndumnezeiești bine, fă-o, că și eu vreau, dar nu mi se pare corect să ne ții fără un strop de apă. Omul trebuie să bea zilnic 2 litri de apă, așa zice medicul de la Vatoped, Siluan. Noi nu am avut toți trei un litru astăzi. Du-te și adu niște apă de mare să mut gura. Fugi! Încă n-ai venit? Ești prea dur, frate Porfirie, cu părintele Dometie. E mai slăbuț el de constituție, am intervenit eu. Priveam în jos după Dometie, care mergea de parcă zbura. Marea se învolbura și lovea în valuri înspumate stâncăria de pe faleză. Cred că va trebui să ne ducem să facem o baie de apă sărată până mai e soare. Mă dor și pe mine oasele. Mi-a intrat igrasia și răceala zidurilor pe care le-am pictat. Chiar voiam să te întreb, frate Porfirie, ce meserie ai avut înainte să te tundă în călugărie? Am fost mecanic de utilaj greu. Părintele Stareț Arsenie m-a întrebat ce meserie am și, așa, am ajuns maestru constructor de trepte în piatră. Ai grijă, Ziane, cum te proptești în coada țapinului, că dacă o rupi, nu mai am alta aici. Și o să te trimit sus, în păduricea schitului, să tai una nouă. Am tăiat vreo 5 cozi și le-am pus la uscat luni când tu erai la moara de lemn, adică la gater, lângă mănăstirea Iviron, așa că mâine o să mai montăm 2 țapine. Știi că îmi placi, diacone de la Sibiu? Chit că nu prea ai voce să cânți, dar te duce mintea. Am vrut să mă fac aviator, dar ca să intru la Cotroceni, la școala de aviație, îmi trebuiau bani mulți și mama nu avea de unde să-mi dea, nici dacă își vindea casa. Singura școală unde urma să primesc bursa a fost la teologie și cu toate că eram un copil credincios de mic, nu m-am simțit vrednic să mă fac preot. Mama voia să mă însoare. Dar tu nu și nu, nu te-ai însurat. Dar cum ești diacon? Te-a hirotonit celibatar? Da, m-a hirotonit pe încredere că nu o să mă însor după ce am primit treapta diaconiei. Ea spune, ai adus scripetele pe care ți le-am cerut? Dacă tot ai fost la moara de lemn de lângă Ivru, m-am gândit că dacă nu găsim aceste scripete, trebuie să facem unul. Lucram cu unelte rudimentare. Cum ai zis? Nu am auzit acest cuvânt și nu l-am găsit nici în Ceaslov. Rudimentum? Pavimentum? Ornamentum? Postamentum? Testamentum? Instrumentum? Sacramentum? Ești poet? Nu te juca! Ține bine coada că se dezvârte vârtejul și ne plesnește de nerupe mâinile. Crezi că e ușoară călugăria aici la Sfântul Munte? Și mai ducem și o sărăcie lucie, că ne țin grecii cum vor ei, în ciuda ajutoarelor pe care voievozii noștri le-au trimis aici la Sfântul Munte. Îmi place să cred că dacă facem scripetele pe care mi le-ai desenat, o să ridicăm mai ușor lespezile astea. Am să mă duc mâine și am să fur un scripete de la Megesti Lavra. Am văzut eu că aveau vreo 3 în depozitul de lângă Arsana, unde acostează vaporul când vine cu butoaiele cu ulei și vin de la Atena. Dar furtul este un păcat, interveni Dometie, care tocmai ajunsese cu căldarea în care avea apă de mare. Bine ai venit cu apă sărată! Ia, dă-mi să-mi spăl puțin gura! Porfirie își scufundă palmele în găleată și băut din pumni apă sărată. Mai lasă-mi și mie, am zis, nu o bea toată. În vreme ce Porfirie se spălă, Dometie recita. Când vine Domnul la tine, te dezlegi de toate, nu numai de nedreptățile tale, ci și de toată dreptatea ta. Când stai în fața Domnului, ești mai presus de lumea aceasta, mai presus de trâncăneala și
cârteala vieții. Ai, cu un cuvânt, ceva din liniștea mai presus de lume a lui Dumnezeu. Amin, zise Porfire, nu te știam așa patericos. Din ce părinte al patericului ai scos cuvântul acesta de folos? Parcă nu mai fi fiu de cioban de la Tilișca, măi Dometie! Din Sfântul Arsenie, care a pusnicit în pustia schetică de lângă Nil, din Egipt. El era unul care tăcea mult și așa, prin trezvie, își alegea gândurile și vorbele, îndepărtându-le pe cele rele și fără de folos. Cu harul preasfântului Duh, a ajuns la isihie încă de tânăr. Se lăsă o tăcere plăcută. Porfirie nu mai zicea nimic, mai mult ca sigur că cugeta în mintea lui, mai puțin școlită în ale teologiei, cum pânea vorbele pe care le rostise Dometie. Erau vorbe cu greutate. Dometie rupse tăcerea. Mă trimetea tata cu oile pe la noi, pe sub munte. Acolo, într-o viroagă, era casa unui călugăr plecat de la Foltea din Săliște. Era un fel de stână din piatră, acoperită cu niște căpriori de brad, puși unul lângă altul și acoperiți cu pământ bătut. Părintele Achim era mic de statură, cam crăcănat și cu o barbă până la genunchi. Avea niște ochi albaștri ca marea, așa cum i-are părintele diacon Zian. Mama mea, creștina, avea ochii albaștri, mama părintelui Arsenie Boca. Ea m-a hărăzit din pântecele ei să mă fac preot. Acum mi-am adus aminte de ea că nu i-am scris de peste un an de zile. I-am spus că vreau să mă călugăresc și s-a supărat. Nu-i mai scriu pentru că vreau să o învăț să uite de mine. Nu știu dacă e bine sau e rău. Voi ce ziceți? Nu știu, răspunse Porfirie. Tu ești cu mai multă școală ca mine. Ori îi scrii, ori nu îi scrii, ea tot se gândește la tine, că e mamă. Trimite-i o scrisoare, că se va bucura să primească din Grecia și se va lăuda la vecin cu băiatul ei care a ajuns la Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului. Așa o să fac, dacă zici tu, Dometie. Părintele acela de la noi, Achim, m-a învățat să citesc și mi-a dat cărțile lui să mă uit prin ele. Când mergeam cu oile, ieșea și el la deal cu traista, ne opream și mă învăța. A fost tatăl meu duhovnicesc. La el a venit un părinte de aici, de la Sfântul Munte, ca să meargă prin sate să adune pomeni și pomelnice pentru restaurarea mănăstirii Zografu, unde este steagul lui Ștefan cel Mare, cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Așa am auzit eu de Sfântul Munte pentru prima oară. Aveam doar 13 ani. El era român și trăia între greci. Mai întâi a fost la chilia nașterii Maicii Domnului pe moșia mănăstirii Vatoped și l-a avut duhovnic pe Nicodim, ucenicul schivnicului Arsenie. Acest Arsenie era mare sculptor în lemn și marmură. De la el au rămas multe obiecte frumos lucrate, cruci, candele, potire, felinare, vase de flori. A lucrat și două sculpturi legendare, Răstignirea și A doua venire, vreme de 15 ani. Am auzit și eu de Arsenie acesta, dar nu l-am văzut, vorbi și Porfire. Se spune că pe Arsenie l-a luat Maica Domnului sub mantie și l-a dus pe vârful Atonului ca să completeze numărul celor 7 pusnici care se roagă pentru pacea lumii și trăiesc fără mâncare și fără apă, doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Te cred, interveni Dometie. Am auzit și eu într-o zi de hramul Sfântului Munte și de această tradiție. Pe 6 august, când am urcat în vârf, vorbeau niște pusnici care stăteau la lumina unui opaiț, chiar sub vârf, într-o peșteră, să se odihnească. Era pe la 4 dimineața. Eu eram cu Pelagie, un ucenic al lui Evgenie Vulgaris. Acesta citea dintr-o carte scrisă de Ilie Miniat. Părintele Evgenie avea vreo 80 de ani și s-a suit pe munte până în vârf. El s-a dus la sihaștri care povesteau în peșteră și am auzit că a murit părintele Hrisogan din cei 7 stâlpi neclintiți ai Atosului și că va fi înlocuit de Arsenie, sculptorul. Se zice că printre cei 7 stâlpi ai Ortodoxiei era și veghetorul părinte Varnava, dascăl al rugăciunii lui Isus, și românii Martinian, Iona și Teofilact, care s-au rânduit unul pe altul în ceata celor 7. Aceștia erau toți sculptori, făceau linguri, făceau căni și donițe, cofăiașe pentru ulei sau vin.
Dar de părintele Iona, ai auzit tu? Întreba Porfire. A fost un om cu școală multă. A tradus două cărți ale sfântului Nicodim, Aghioritul, Războiul nevăzut și Pază celor cinci simțuri. Desena și frumos. Am văzut desenat trupul omului și inima scoasă din trup și plămânii. Practica rugăciunea inimii pe respirație și pe șezutul în scaunel. Zise Dometie, oamenii din ziua de astăzi nu au harul lui Dumnezeu și dacă uneori au puțin har, ei îl îndepărtează prin gândurile rele. Atunci diavolii stau cu ei. Tiu! Rostii Porfire, nu e bine să amintește necuratul, că uite, m-am lovit la picior și mi-am spart și bocancul. Părinte Ziane, de ce ne-ai adus o pereche de bocanci noi din România? Eu tăceam și ascultam pe acești părinți minunați, soarele apunea dinspre vârful muntelui. În lumina lui puteam vedea pe undeva, pe peretele muntelui, o chilie atârnată cu un cuib de rândunea. Se vedea și o figură de om care intra și ieșea în acel cuib minunat, atârnat de peretele muntelui. Din poziția de unde lucram noi, nu prea puteai vedea multe. Înspre mare nu aveai ce vedea, pentru că marea aici este foarte neliniștită. Sunt curenți maritimi și vapoarele nu se apropie căci s-ar scufunda. Dacă ne imaginăm Sfântul Munte ca pe un vapor, locul unde lucram noi, la peștera Sfântului Atanasie, ar fi prora vaporului, adică vârful acestuia. Parcă citindu-mi gândurile, Dometie spuse cu glasul lui dulce și cântat. Mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne, că Tu toate cu înțelepciune le-ai făcut. Aici e un loc sfânt, aici a venit Maica Domnului cu Sfântul Ioan Evanghelistul, purtați de furtună. În loc să ajungă în Cipru, la Lazar cel înviat, a patra zi de Domnul Iisus, care era episcop acolo, au ajuns cu corabia aici. Au căzut statuile idolești și draci au ieșit din ele strigând, a venit Maica Domnului, să fugim. Doamne, miluiește și ajută-ne să terminăm treptele, zise Porfire. Maica Domnului face multe minuni, zise Dometie. Maica Domnului din icoana, Portărița, care a venit plutind pe mare, i-a redat vederea unui părinte, Nectarie. Iar Maica Domnului din icoana Axion Estin l-a scăpat de nec pe călugărul Dorotei când se răsturnase luntra în care pescuia și el era înghițit de valuri. Dar să vedeți cum s-a întâmplat. Dorotei era păzitorul și lumânărarul acestei icoane în biserica Protatonului din Caries. Când se scufunda în mare, a strigat din adâncul inimii. Maica Domnului, eu, slujitorul tău, mai mulți ani te-am slujit și te-am păzit. Acum auzi-mă și tu pe mine că mă prăpădesc în valuri. Se înserase de-a binelea și mai aveam de transportat două lespezi. Când te rogi și vorbești despre sfinți și mai ales despre minunile Maicii Domnului, munca ta are un spor nebănuit, lucrul sporea ca în povești. Așa fac toți călugării atomiți în timp ce lucrează la ascultarea pe care le-a rânduit-o starețul și vorbesc despre oamenii luminați și sfinți. Lucrul sporește când Dumnezeu miluiește. Dometie zise, am ajunat toată ziua, mi-e sete. Cred că am vedenii, văd mereu o făptură acolo sus pe zid la chilia aceea și știam că e părăsită. Este curios sau este vreo minune? Acum parcă are figură de leu, acum parcă are de om. Voi nu vedeți? Să te lămurească diaconul Zian, că el e pictor. Eu sunt un simplu călugăr fără școală. Da, am intrat și eu în discuție. Cei patru sfinți evangheliști au câte o ființă lângă ei ca simbol și chintesență a mesajului din Sfânta Evanghelie pe care a scris-o fiecare. Sfântul Matei, care a fost vameș, înainte să-l cunoască pe Mântuitorul, are simbolul îngerul. Marcu are vițelul, Luca are leul, Ioan are vulturul. Se auzi o bubuitură ca atunci când s-a rostogolit un bolovan pe pietrele de jos. O voce tulburătoare rosti. Zian Boca, din România, să-i scrii mamei tale scrisoare că, dacă nu, va muri și o ai pe suflet. Știu că ești fecior și că nu te-ai atins de femei, dar ești mândru că ești pictor și că ai tăiat cadavre la Facultatea de Medicină din București. Va trebui să postești, să te rogi și să tai 100 de bețe din castan ca și canon de ispășire. Noi tocmai ne opinteam toți trei să împingem un bolovan mare pe două bețe de castan puse ca role.
dar să împingi la deal este neasemănat de greu. Am simțit deodată că se ușurează povara și bolovanul merge la deal ca tras cu o funie de sus de către cineva sau de o mașinărie cerească. Dometie sesiza și el ce se întâmplă și exclamă: născătoare de Dumnezeu, a venit Sfântul. Într-adevăr, lângă noi era o făptură, parcă om, parcă fiară, cu barba până la pământ și un păr cu o coamă de leu. Împingea cu noi la bolovan. El era cel care făcea ca bolovanul să meargă, parcă tras de cineva de sus. Rosti: cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Avea o voce îngerească, nici țipătoare, nici răgușită, dar plăcută. Mi-am adus aminte de un tenor care cânta în corul Catedralei Mitropolitane din București. Toți cântam cuvine se cu adevărat. Vocea mea, care nu era exersată la cântat, a căpătat inflexiuni melodice și scotea sunete plăcute pe care nici eu nu le cunoșteam până atunci. Cânta și Porfirie cu vocea lui de bas, iar Dometie ne întrecea pe toți. Eram ca în rai. Patru făpturi care pe baza unei prăpăstii o preacinsteam pe Maica Domnului. Mintea însă îmi zbura în satul meu natal, la Vața de Sus. O vedeam pe mama îngenunchiată la icoana Preacuratei Fecioare Maria, cum se roagă și cum plânge cu poza mea în mână. Făptura de lângă mine, cu barba lungă, îmi spuse: pe mama ta o cheamă creștina și e văduvă. Când te-a adus pe lume, te-a afierosit Domnului și bisericii. M-am cutremurat că aveam lângă mine un sfânt, un proroc care îmi știe trecutul și numele. Nu vă temeți de părintele stareț Arsenie, că nu vă pedepsește pentru că nu v-ați dus la vecernie. Știați că cei 9 stâlpi ai Atosului vin anul acesta de Sfintele Paști să slujească Sfânta Liturghie în schitul Prodromul? Unul dintre ei este părintele Matei din Caracalu, un om foarte smerit care slujește liturghia zilnic prin chilii și prin colibe, unde este un sfânt Antimis. Va sluji liturghia până la ultima lui suflare. Anul acesta de Paști va ninge pe vârful Atosului. O să ne vedem de înviere. Frate Zian, nu uita să-i scrii mamei tale. Eu nu mă mai puteam minuna de cele ce se petreceau. Părintele sau fratele care vorbise s-a făcut nevăzut dintr-o dată. Parcă mă atrăgea ca un magnet să mă uit după el. Era deja noapte. Nu mai puteam să mă uit după el. Porfirie punea uneltele una lângă alta ca să le avem mâine dimineață în ordine. Dometie era cuprins de o plăcută emoție și ca întotdeauna cânta un imn. Se auzi vocea făpturii care tocmai plecase, a prea bunului părinte. Nu știam cum îl cheamă, dar eram atras înspre în sus și am început să urc repede. Poteca se lumina de o lumină albăstruie ca de arc electric, lumină care venea de la făptura minunată ca de la un rug ce ardea pe munte deasupra noastră. După mine urca Porfire gâfuind și apoi Dometie cântând. Sfântul nostru ne lumina drumul spre vârful muntelui. Era un dar dumnezeesc nesperat, căci noaptea se lăsase și fără lumină ne-am fi prăvălit în abis și ne-am fi pierdut viețile. Porfirie zise: sunt de 10 ani pe Sfântul Munte și nu am trăit nicio minune până astăzi. Dar astăzi mi s-a arătat mila lui Dumnezeu prin acest sfânt. Stai, preasfinte, și nu fugi, căci vedem lumina ta ca pe un far călăuzitor și putem urca muntele fără să cădem în prăpastie. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, vorbi și Dometie în psalm. Frate Ziane, azi ai primit botezul cu foc și cu prorocie, căci ți s-a vorbit ție de sus. Eu nu vorbeam nimic, eram cuprins de o sfântă emoție și de o căldură nemai trăit. Îmi făcea bine, căci din pricina frigului care se lăsase la malul mării, eram înghețat. Am ajuns pe buza muntelui, la crucea din lemn de dafi. Sfântul nostru se depărta, dar încă ne lumina cu făptura lui îndumnezeită. Vedeam poteca ce ducea către schitul Prodromul. Sfântul mergea înaintea noastră, dar parcă sărea ca o roată de foc, ca o pasăre înroșită. În spatele meu, părintele Porfirie se închina și recita ritmic, gâfâind: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Dometie cânta: cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Dâr de lumină intră înaintea noastră pe poarta mănăstirii și noi după ea. Ajuns în poarta care tocmai se închidea, ne trezi din revelație vocea bărbătească a părintelui stareț,
Arsenie Mandrea, venit el însuși să închidă porțile mănăstirii. Câte trepte ați lucrat părinților? 11, răspunse Porfirie. Bine, consemnă starețul Arsenie. Puteți merge să cinați la trapeză. Domnul să fie cu voi, să vă treziți când începe utrenia cu catismele. Amin, concluziona Dometie. Am alergat la spălător și ne-am spălat cu apă rece, înghițind și câteva guri, dar parcă nu mi-era sete, deși nu băusem toată ziua nici o gură de apă. Nu băusem nici din apa sărată, aceea pe care o adusese Dometie din mare. M-am dus în camera mea și m-am întins pe patul tare, atopnit, pe burtă, ca ciobanii, căci oasele mă dureau și mușchii de efortul zilei. Sufletul însă îmi era luminat și fericit. Astăzi, pe Sfântul Munte al Atosului, am trăit prima minune. Am întâlnit un sfânt, o pară de foc. Mi-am zis în gând Tatăl nostru și mi-am însemnat patul, făcând cu mâna dreaptă semnul Sfintei Cruci. Apoi m-am cufundat într-un somn adânc. Catisme ale părintelui Arsenie Boca pe muntele Athos, părintele Streța Nicolae Zian. Toți suntem condamnați la moarte și mai nimeni nu crede că va muri. Vorbesc de o credință care să-ți transforme viața în vederea morții, în vederea vieții. Toți suntem chemați la viață și mai nimeni nu trăiește viața aceasta după aceea la care suntem chemați. Trăim omorând această chemare. Părintele Arsenie Boca. Astăzi sunt puțini eroi, puțini sfinți. Odată cu schimbarea lumii, în general, s-au schimbat toate. A slăbit și viața duhovnicească din mănăstiri. S-au împuținat și călugării. A slăbit credința în Dumnezeu, dragostea, viața de rugăciune și râfna pentru jertfă, pentru că au slăbit credința și jertfa. Trebuie să recunoaștem că și aici, în Athos, nu se pogoară nimeni din cer, ci toți vin din învălmășeala lumii și nu are cine să-i crească. Dintr-un popor bolnav, nu ai cum să scoți sfinți peste noapte. Nu are cine să-i formeze duhovnicește, ci să se ridice la măsura părinților noștri, pentru că nu mai sunt duhovnici iscusiți nicăieri. Pe călugării buni îi dau duhovnicii buni. Preot Drometie Trihenea, 1909-1986. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!